Bine ați revenit! E vineri, așa că e timpul pentru o nouă întrebare, dar să vedem întâi răspunsul corect la întrebarea precedentă. Pornim dintr-o stare de echilibru. Dar acum temperatura crește și gheața începe să se topească. Începe să picure apă în vasul de sub ea. Deci apa care rezultă prin topire se adună toată în acest vas. Ce se va întâmpla în timp ce gheața se topește mai departe și picură în vasul din stânga? Rămâne balanța în echilibru sau se dezechilibrează în timp ce se topește gheața? Și vă rog să și explicați de ce rămâne sau de ce nu rămâne în echilibru. Așa cum am spus și când am pus întrebarea, după ce cade prima picătură, sistemul gheață-bilă metalică nu mai este în echilibru, așa că bila va coborâ până când va ajunge pe fundul vasului, iar gheața urcă un pic, dar rămâne atârnată de fir. Picătura de apă cade în vasul din stânga, deci apare o forță, greutatea picăturii de apă, care n-a existat înainte și care apasă vasul din stânga și odată cu el talerul din stânga al balanței. Pe scurt, greutatea apei din vasul din stânga crește cu greutatea picăturii de apă. Dar se dezechilibrează oare balanța? Trebuie să observăm că și în vasul din dreapta a apărut o forță care apasă în jos și care nu exista înainte. Forța cu care bila apasă fundul vasului. Iar această forță este egală cu greutatea picăturii de apă care a căzut în vasul din stânga. Dacă nu înțelegeți de ce, gândiți-vă că avem un scripete, un fir și două corpuri, așa cum vedeți în desen. Ce masă va arăta cântarul? Va arăta 3 kg, diferența dintre cele două mase. Deci corpul de pe cântar apasă cântarul cu o forță egală cu diferența greutății celor două corpuri care atârnă. Dar în cazul nostru, diferența dintre cele două greutăți este chiar greutatea picăturii care a căzut, deoarece înainte ca picătura să cadă, am avut o stare de echilibru. Așa că bila apasă fundul vasului din dreapta cu o forță egală cu greutatea picăturii care a căzut în vasul din stânga, ceea ce înseamnă că balanța rămâne în echilibru. Dar în continuare, de câte ori cade o picătură de apă în vasul din stânga, greutatea lui se mărește cu greutatea apei care a căzut în el. Dar e la fel de adevărat că de câte ori cade o picătură de apă, apăsarea bilei metalice pe fundul vasului din dreapta crește și ea cu o forță egală cu greutatea picăturii. Ceea ce înseamnă că echilibrul balanței se păstrează tot timpul. Mai mult, balanța rămâne în echilibru și după ce s-a topit toată gheața, deoarece bila metalică va apăsa pe fundul vasului din dreapta cu o forță egală cu greutatea apei care a căzut în vasul din stânga și care este egală cu greutatea inițială a bucății de gheață. Acesta este răspunsul pe care îl așteptam. Dar mai vreau să vă arăt că atunci când vorbim despre fizică, pentru că această întrebare este una de fizică aplicată, putem să complicăm întotdeauna lucrurile prin luarea în considerare a unui număr tot mai mare de fenomene și interacțiuni. De pildă, dacă vrem să despicăm firul în patru, putem să observăm că există un interval de timp în care picătura s-a desprins de gheață, dar încă n-a ajuns în vasul din stânga. Picătura este în cădere, este în aer. Și în acest timp, balanța nu este în echilibru, deoarece apăsarea bilei în vasul din dreapta crește imediat ce s-a desprins picătura, în timp ce picătura are nevoie de un pic de timp ca să ajungă în vasul din stânga. Pe scurt, trece un pic de timp din momentul în care crește apăsarea bilei până în momentul în care crește greutatea vasului din stânga. Dar, nu uitați, acest interval de timp este foarte scurt. Ca să cadă 10-20 de centimetri, o picătură are nevoie de una, cel mult două zecimi de secundă. Iar
o balanță obișnuită care mai are și niște vase cu apă pe talere, deci o inerție considerabilă, nu apucă să se dezechilibreze în acest timp. Sau putem observa un alt aspect, și anume că picăturile vor avea impuls atunci când ajung în apă, adică vor lovi apa, producând o apăsare suplimentară pentru o clipă mai mare decât greutatea lor, ceea ce ar putea provoca o dezechilibrare momentană spre stânga a balanței. Dar vorbim din nou despre fenomene cu o desfășurare foarte rapidă în timp și despre forțe foarte mici în comparație cu greutățile celor două vase. Așa că ceea ce am putea observa, poate, în cazul unei balanțe foarte sensibile și cu inerție mică, numai că asta ar presupune vase mici și cu puțină apă, ar fi cel mult oscilații foarte mici și foarte scurte ale talerelor de o parte și de alta a poziției de echilibru. Dar în cazul unei balanțe obișnuite și a unor vase relativ mari, probabil nici măcar n-am observat astfel de oscilații. Azi revenim la logică, nu în sensul că până acum n-am avut nevoie de ea, ci în sensul că nu avem nevoie de cunoștințe din alte domenii pentru a găsi răspunsul corect la întrebarea de azi. Întrebarea nu este originală, este veche și are multe variante, dar cred că merită să o auziți sau să o reauziți, deoarece ne oferă ocazia de a face un raționament frumos și interesant, un bun exercițiu de logică. Și asta vă propun să facem în cadrul acestei serii, antrenament pentru minte. Foarte multă lume se duce la sala de fitness și foarte bine că face acest lucru. Dar în afară de corp mai avem și creier și are și el nevoie de antrenament. Să-l începem. 4 copii, Andrei, Bogdan, Cristina și Dana, sunt îmbrăcați fiecare în altă culoare. Nu știm în ce culoare e îmbrăcat fiecare, dar știm că cele 4 culori sunt albastru, verde, galben și roșu. Copiii se hotărăsc să joace următorul joc. Fiecare trebuie să spună ceva, să facă o afirmație, dar respectând următoarea regulă. Cel care poartă albastru trebuie să spună adevărul, iar cei care poartă altă culoare trebuie să mintă. Deci, trebuie. Și ei fac următoarele afirmații respectând această regulă. Andrei spune: Cristina e îmbrăcată în roșu. Bogdan spune: Andrei nu este îmbrăcat în galben. Cristina spune: Bogdan este îmbrăcat în albastru. Iar Dana spune: ieri am fost îmbrăcată în albastru. Cu ce culoare e îmbrăcat fiecare? Succes pe săptămâna viitoare!